puiuți de 3 luni jumătate cu care facem evaluarea. În această evaluare noi avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm neapărat. Și dacă tot facem lecția de predresaj cum v-am obișnuit, avem acel playlist numit generic predresaj pe canalul de YouTube, vă invit acolo să dați subscribe și să apăsați clopoțelul. Vom rezolva problema mersului în lesă cu acest puiuț, pentru că se potignește ca un măgar, scuzați-mi expresia, el e un drăguț, dar așa, face o față de măgăruș de la încăpățânat atunci când îl tragem de lesa aceasta scurtă și trebuie să-l urnim. Trebuie să aveți în vedere faptul că nu putem să convingem un pui să se urnească precum un câine adult atunci când vrem să îl conducem de lesă. Și astfel astăzi veți vedea cum începem să-l convingem să se lase dus de lesă, dar prin ce? Prin ce este mai important pentru un pui? Și anume mâncarea, recompensa, perspectiva câștigării unei bucățele de mâncare la care el, în acest caz particular, el se stimulează foarte, foarte bine. Apoi veți vedea beneficiile lesei retractabile pe care o vom pune pentru câteva momente versus această lesă scurtă. De ce lesă retractabilă? Pentru că putem să trimitem câinele oriunde vrea să se ducă, după care are de unde să se întoarcă la noi. Cu atât mai mult cu cât un puiuț, când te vede că te îndepărtezi, este motivat în plus să se urnească și să te urmeze. La acest gest pe care îl face, poți să intervii cu recompensă și să încurajezi această decizie pe care o ia. Când ești la o lesă de un metru, nu poți face asta pentru că el se potignește, vedeți? Nu se urnește deloc. Ca să-l înveți însă chiar la această lesă să se miște, trebuie să creezi o asociere între lungimea lesei, întinderea lesei și recompensa la care vine să o câștige. Da? Pot veți vedea pe Ilinca, stăpâna acestui cățăruș, care inițial avea această problemă, după care o veți vedea tot la fel pe Ilinca, mergând în lesă cu câinele motivat și parcurgând distanțe destul de lungi. Să aveți în vedere că e o chestiune de exercițiu și totodată, dincolo de câine și proprietarul acestuia, trebuie să înveți această tehnică, pentru că este o comunicare care nu se rezolvă doar dresând câinele, ci instruind și pe cel de la capătul lesei, și anume proprietarul. Haide! Haide! Bravo, băiatul! Hai, Riu! Haide! Atât, acum. E recompensă. Face același lucru. Hai, Riu! Întinzi de lesă. Vine, întinzi de lesă și coboară mâna. Hai. Să identifice mâna. Și te-ai dus. Haide! Vino încoace. Mișcă-l un pic în soară, dar îi dai recompensă. Hai, să-l întinzi, coboară mâna și dai. Nu, ia. Te vei duce încolo. Du-te. David, vine la mașină. Invers. Nu contează. Ține-ți sus și mergi. David, vine la capul. Continuă mersul drept. Așa. Bun. Și du-te. Hai. Haide. Întinde către încoace. Ține întins. Ține întins și dă-i recompensă acum. Și acum mai merge o dată încoace. Și dă-i.
Da. Bravo. Bravo. Nu se pare că are sens recompensa? Da, da. Păi, pentru un pitic ca el, fără recompensă, viața e pustie. Deci recompensa este extrem de importantă, da? Hai, vino la un braț. Hai. Deci te folosești de zonele de umbră și de soare, să-i arăți că dacă te urmează, pleacă de la o insulă binefăcătoare care este o zonă cu umbră, prin tot oceanul acesta de soare și ajungi la următoarea insulă, dar trebuie să te urmeze. Există această motivație pe care o are odată și că primește mâncarea, de-aia acum mâncare în soare, să vadă că merită să se lanseze în oceanul de căldură, dar totodată cu încrederea că urmându-te și urmându-ți lesa, ajunge în zona de umbră și de confort termic, da? Bravo, are sens? Mergi mai departe. Mititelule. Și astăzi am pus bazele mersului în lesă. Chiar dacă folosim lesa scurtă, deși lesa retractabilă este mai eficientă okay, la pui. Iau. Hai, iau și pe asta. Uite, de exemplu, pune tu lesa asta retractabilă. O lași pe cealaltă jos și te duci mult la capătul lesei până la umbra următoare. Pregătește recompensa și când a venit la tine îi dai. Acum. Așa, rămâi un pic pe loc să te liniștești și să se liniștească. Foarte bine. Și acum ai plecat acolo. Uite. Da? Deci lesa asta pentru pui, nu. Lesa aceea retractabilă pentru pui, da. Ok? Bun. Pleacă pur și simplu la lungime de lesă. Și scoți din borsetă și dai, dar îi dai în soare. Ca să fie o motivație în plus să se confrunte cu tot acest disconfort termic și după aceea să resimtă ca o recompensă. Te duci, haide. Continuă, lasă-l, du-te. Du-te până la capătul lesei, nu contează. Și dai acum. Așa. Perfect. Bun. Și acum pleci. Mult, mult, nu i-a arătat nimic, du-te. Acum când vine îi dai. Uite acum e momentul în care îi dai. Deci vezi, începe el să ia decizia asta pe care tu o încurajezi prin recompensare, da? Indiferent cât de departe se duce, câinele se hotărăște să o urmeze și apucă să marcheze acest comportament cu recompensă. Continui să mergi și ce crezi că face câinele? Te urmează, fără să se mai potignească, da? Și ce crezi că face câinele? Suportă și soarele pentru a aștepta să câștige o recompensă, da? Bravo, băiatu! Foarte bine! Bravo! Încurajezi astfel bravo. Atenția lui. Lasă-l să studieze ce vrea, tu pleacă la lungime de lesă, du-te! Strigă-l! Triu, haide! Ia uite-l ce se grăbește șoricelul! Haide, bravo, băiatu! Asta este! Bravo! Vezi că funcționează? Totul este să știi tehnica. Du-te mult. Vorbești cu el. Bravo, Riu. Hai, Riu. Hai, băiatul. Haide. Și în soare aici va primi recompensa magică. Haide, ia să-l vedem aici, pe mijlocul străzii. Dă-i. Așa, să asocieze că dacă e lângă tine, pe mijlocul străzii, primește ceva bun. Și învață să stea lângă tine. Da? Fără să se mai streseze. Așa, bravo, de lesă băiatu. Sau de soare. Numai că trebuie să asociezi culmea, soarele cu recompensă. Și atunci va fi încântat să te urmeze chiar și în soare bravo, pentru recompensă. Băiatu. Du-te.
s-a urnit, minunat, și dai. Întinzi un pic, așa și cheamă. Hai, Riu! Perfect, și ai asociat întinderea lesei cu recompensa pe care o va câștiga acum din mâna ta. Foarte bine. Bravo. Dragii mei, s-a schimbat cățelul. E timpul să oprim ședința noastră de astăzi. După cum ați observat, i-am schimbat lesa, am pus o lesă retractabilă, am introdus recompensa în peisaj și avem un alt riu. Pentru ziua de astăzi, educația acestui pui de cățeluș s-a terminat. Nu uitați că mai mult de 10 minute nu puteți lucra cu câinele, poate chiar mai puțin. Însă este important ca ceea ce se întâmplă să fie de calitate și să-l impresioneze cu adevărat pentru a avea parte de colaborarea lui. Sunt Cătălin Cornea, duceți-vă acolo, dați subscribe și apăsați clopoțelul pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și veți avea parte de noi lecții, noi exemplificări care vă vor ajuta să faceți cu câinii voștri acasă ceea ce este mai important. În predresajul puilor este foarte important și acest pasaj de învățare a câinelui cu lesa și mersul în lesă, indiferent de locul în care se întâmplă acest control de care avem nevoie, da? Ne vedem cu următoarea ocazie. La revedere!